Coaliția profesioniștilor din sănătate s-a aflat în grevă japoneză. 1500 de medici, asistenți și infirmieri din spitalele mehedințene s-au alăturat mișcării revendicative derulată la nivel național. Nemulțumirea cadrelor medicale este legată de proasta finanțare a sistemului sanitar. Aceștia cer 6% din produsul intern brut pentru sănătate, salarizare în funcție de performanță și condiții bune de activitate. Nu ne motivează nimic, nu au reușit guvernanții să îndeplinească niciuna din dorințele noastre, pe care foarte bine le știți, le știe toată lumea, procent mare din PIB, creșterea salariilor, condițiile de muncă omenești, europene, deci nicio cerință de felul ăsta guvernanții noștri, deși au promis, marea cu sarea, acum nu mai aud, au uitat sau să fac că nu aud. Din punctul de vedere al conducerii unei unități spitalicești, nu pot fi împotriviri, pentru că revendicările lor nu sunt de natură a împiedica sau a submina activitatea unității sanitare. Sunt revendicări care țin de anumite cerințe care nu pot fi rezolvate decât la nivel de guvern. Până în acest moment, la nivelul județului Mehedinți, 80% din cadrele medicale au semnat pentru susținerea mișcărilor de protest. Ele se derulează pe perioada unei luni de zile, iar în 2 noiembrie este programat să aibă loc Marșul Tăcerii la București. Aceste mișcări de protest sunt pentru ca autoritățile centrale să respecte întâlnirile, rezultatul întâlnirilor pe care le-am avut cu ei. Ei au afirmat doar verbal că sunt de acord cu revendicările noastre, însă n-a fost încheiat niciun fel de acord scris. Noi dorim finalizarea acestor întâlniri cu un acord scris și implementarea acceptării acestor revendicări în legea sănătății. Greva japoneză va dura încă 2 zile, timp în care medicii vor purta pe braț banderole cu tricolorul. Acesta este doar un pas până la greva generală, pentru că protestatarii sunt hotărâți să obțină de la Ministerul Sănătății răspuns pozitiv la toate revendicările.